Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Capital TV din cartier. În seara asta o să avem o misiune puțin mai dificilă, va trebui să vă reținem în fața micilor ecrane, deși pe alte posturi se întâmplă evenimente puternice, evenimente sociale, culturale. Încercăm și noi să vă păstrăm pe dumneavoastră, telespectatorii noștri, în fața micilor ecrane. Subiectul din această seară, eu îl consider unul puțin mai greu. Vrem să discutăm despre cei care nu mai au loc în manualele de istorie, despre oameni dârji, oameni demni, despre români care s-au jertfit pentru acest petec de țară, pentru Alba Iulia. Pentru această seară am alături de mine pe doamna istoric Ana Dumitrean, doctor în istorie și muzeograf totodată la Muzeicon. Seara. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi și pe domnul Tiompa Aviu Ștefan, inspector școlar. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi. De asemenea, invitație. Colegul meu, Iosif Grigor, invitat salut. Permanent al acestei emisiuni. Te salut, bună seara, stimați telespectatori, bună seara și dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi. Deci, despre cei care nu mai au loc în manualele de istorie, ce putem vorbi despre ei? Se întâmplă totuși evenimente. Țin să precizez că aș vrea să discutăm în mare parte și despre manualele de istorie, dacă tot le-am pomenit, dar în principiu aș vrea să povestim despre evenimentul de la anul, despre centenarul Marii Uniri și despre Alba Iulia. Despre oamenii din Alba Iulia, despre care nu se vorbește în general, despre oamenii care s-au jertfit pentru Alba Iulia și pentru Marea Unire de la 1918, care nici măcar nu se regăsesc în cărțile de istorie, și despre multe alte fapte pe care cărțile de istorie, să știți că nici măcar nu pomenesc. Mai mult decât atât, în ultima perioadă, despre Marea Unire de la 1918 se vorbește tot mai puțin și în cărțile de istorie, iar la Alba Iulia, ce mi se pare ciudat, Alba Iulia este pomenită în preajma centenarului doar de către oamenii politici, care se laudă că fac lucruri pentru Marea Unire, care se bat cu pumnul în piept, care fac greve pe perioade determinate de timp, de la prânz până la cină, pentru a aduna bani pentru centenarul Unirii, mai exact pentru un monument pe care Alba Iulia îl dedică acestui mare eveniment. Are nevoie Alba Iulia de un monument al Unirii? Aș vrea să încep să adresez această întrebare doamnei doctor Ana Dumitran. Are nevoie Alba Iulia de un monument al Unirii? Dacă se va decide undeva la niște foruri foarte înalte că acel monument trebuie să existe, dar are nevoie. Dar părerea mea nu personală... Nu e vorba de a se decide într-un loc. Are nevoie sau nu are nevoie de un monument? Alba Iulia este un monument al Unirii. Prin tot ceea ce există în cetatea Alba Iulia, pentru că orașul este o altă parte de istorie, este un monument al Unirii. Un alt monument personal nu cred că era necesar, pentru că deja ceea ce cetatea poate să ofere vizitatorilor este... ușor aglomerat. Însă, dacă acel monument va fi o capodoperă artistică, de ce nu? Până la urmă, Alba Iulia merită un monument al Unirii care să fie o capodoperă artistică. Altfel, avem nevoie discutabil. De artă sau de istorie în momentul avem nevoie de artă Alba și istorie împreună la Alba Iulia, pentru că eu sper că pentru români anul viitor Alba Iulia va fi adevărata capitală. Nu doar pentru că Alba Iulia și 1 decembrie înseamnă finalizarea efortului de constituire a unui stat al românilor, ci pur și simplu pentru că Alba Iulia în istoria românilor este un punct dintre cele mai de referință. Este cel mai vechi oraș de pe teritoriul României, a fost capitală a provinciei romane, a fost capitală în Evul Mediu, a fost prima capitală a tuturor românilor în timpul lui Mihai Viteazul și
toate acestea la un loc au făcut ca la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, să se termine acest efort multiseculor. Domnule inspector, deci, avem nevoie de un monument al Unirii în condițiile în care avem pereți în cetate, în Alba Iulia, avem artă, avem istorie, călcăm pe istorie din metru în metru, dar nu avem oameni care să reprezinte Alba Iulia în centenarul Marii Uniri. Nu avem decât niște papagali numiți politicieni care încearcă să-și dea rama pe față, bătându-se cu pumnul în piept pentru realizările care le fac ei pentru Alba Iulia. Avem nevoie de un astfel de monument? Sunt de acord cu cei care consider că este nevoie de un monument reprezentativ pentru Alba Iulia, un monument al Unirii, un monument care să fie reprezentativ pentru ceea ce a fost și este Alba Iulia. Și consider că acest lucru ar fi posibil pentru anul 2018, anul centenarului, dar după cum stau lucrurile, mă îndoiesc că acest lucru se va realiza și probabil că o să mai așteptăm 100 de ani până când lucrul acesta se va întâmpla cu adevărat. Dumneavoastră, cum vedeți monumentul ăsta? Cum vi-l imaginați? Sincer să vă spun, am o imaginație foarte bogată, dar consider că va fi un monument comparabil cu ceea ce ar trebui să fie o patriarhie a Unirii Naționale pentru ceea ce a fost 1918 la Alba Iulia. Doamna Dumitrean, dumneavoastră spuneați că îl doriți o capodoperă artistică. Cum vi-l imaginați? Dificilă întrebare, pentru că e o întrebare la care în mod obișnuit ar trebui să răspundă totuși artistul. Eu am avut foarte recent la Musei Icon o expoziție pe care a realizat-o o artistă, Daniela Frumușanu, profesor la Universitatea de Arte și Design din București, despre fotografiile făcute în preajma și după Marea Unire de la 1918. Și a fost o viziune a unui artist, nu o viziune a unui istoric. Deci aceasta a făcut marea diferență. Și vă spun cu toată sinceritatea și admirația pentru ceea ce s-a realizat acolo, că a fost foarte frumos. Eu nu m-aș fi gândit niciodată să arate așa. Deci, ca istoric, și cred că și ceilalți istorici, în general, noi suntem foarte închistați în niște direcții foarte didactice, foarte clare, foarte practice. Ori un monument al Unirii ar trebui să fie ca o coloană a infinitului. Foarte sintetic, foarte abstract, poate că. Când spun abstract, nu știu în ce măsură românii sunt pregătiți pentru așa ceva, dar cu siguranță un artist bun, ar găsi o soluție incredibilă. Așa cum Brâncuș la vremea lui n-a fost înțeles, poate nici autorul acestui monument n-ar putea fi. Ești toată ziua printre oameni, diferite medii, discuți subiectul ăsta, mai ales acum în preajma lui 2018, imediat e 1 decembrie. E foarte bine că ai abordat acest subiect, Radu, și mă bucur că și invitații din această seară l-au abordat. În primul rând, este foarte important cum va arăta acest monument al Unirii, pentru că dacă nu cadrează, dacă nu este ceva spectaculos, vom avea, și tu știi bine că am filmat și noi, celebra roată pe care a fost tras Horia, Cloșca și Crișan. Ce se întâmplă cu acea roată? Ce reprezintă? Rotorul respectiv. Rotor. Noi spuneam rotor, pentru că părea un rotor din acela electric. Și simbolistic am viziunea artistului, nici artiștii nu trebuie lăsat să-și facă de cap pe românește spus să vină ei aici în... Eu inițial am crezut că e reclamă la Transelectric, ai văzut? L-a adus-o, păi cât mișto a făcut, nu noi, oamenii de rând și ceilalți, ai văzut? Un artist mare nu ar aborda așa problema, nu știu cine este artistul acesta. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această... Nu zice rotor, roată pe care simbolic... Că o idee incredibilă a fost materializată într-o, pot să spun cuvântul, porcărie,
primiți cumva amendă pentru asta, îmi cer scuze. Nu. Pentru că ceea ce am dedus eu că a vrut el să ilustreze a fost că, mă rog, nu doar Horea, Cloșca și Crișan, cum de fapt nici nu a fost, nu doar ei au fost trași pe roată, ci este vorba de o roată a istoriei care a măcinat atât de mulți eroi. Doar că ea nu trebuia să arate ca o sculă din utilajul actual. Evident, putea să fie, nu știu, un tăvălug, un copac, un orice, ceva care să fie în același timp simbolic și artistic și plăcut vederii și inteligibil pentru cât mai mulți. Foarte bine ați abordat subiectul, o roată a istoriei. Mai știi, Radu, apropo, unde e roata? Apropo de importanță. În șanțurile cetății. Eu nu mai știu pe unde. În șanțurile cetății, undeva vis-a-vis de catedrală, jos. Ai văzut-o? Da, da. Apropo de roata istoriei care... cu care au fost trase multe vieți. Domnul inspector, sunt rupte câteva pagini din cărțile de istorie în care se discută subiectul ăsta. Au dispărut din cărțile de istorie. Le-ați rupt dumneavoastră? Ați făcut cornete cu ele? Sau? Eu personal în niciun caz n-am făcut. Nu dumneavoastră personal, dumneavoastră ca instituții, Ministerul Învățământului. Acum fiecare popor își scrie istoria pe care crede că o are. Și noi ce istorie avem? Păi avem o istorie milenară, ne place să spunem, pe care am început-o cu getul Dacii și am terminat-o cu ceea ce s-a întâmplat după 1989. Cu Cristian Tudor Popescu. Exact. Bun, dar tot nu mi-ați răspuns. Lipsesc câteva pagini din cărțile de istorie. Sau poate dumneavoastră apreciați că nu lipsesc, să nu... Sau cum vedeți dumneavoastră? Evitați răspunsul și nu înțeleg de ce le evitați. Noi ca jurnaliști avem anumite, eu știu, semnale venite din rândul părinților, ale elevilor, care ne relatează diverse aspecte. Comparând, bine, fiecare își compară cu bagajul lui de cunoștință, ca să fim bineînțeleși. Ai un anumit bagaj de cunoștințe, îți coordonezi viața, îți filtrezi cunoștințele prin ceea ce ai. Poate că părinții sau elevii n-au cunoștințele necesare. Dumneavoastră, ca profesor și ca inspector la Inspectoratul Școlar General, eu cred că este foarte important. Ce părere aveți despre manuale? Că sunt mai multe manuale. Doamna Inspector General Marcela Dărâmuș chiar a fost aici într-o emisiune și vorbea despre manuale, că într-adevăr trebuie făcut ceva, că se trezesc elevii cu surprize. După cum știm, începând cu anul acesta, s-a inițiat un program de reformare a sistemului de învățământ, începând cu clasa a 5-a, și istoria a intrat în acest program de schimbare, de modificare, și eu zic că s-au făcut lucruri bune comparativ cu ceea ce a fost. S-a început să se scrie o istorie mai apropiată de ceea ce vor să fie pentru elevi. De ce spuneți ce vor să fie? Cine? Elevii, pentru că elevii... Nu, cine vor să fie? Elevii vor să aibă o istorie mai atractivă, ilustrată, care să le pună în valoare gândirea critică, să aibă și ei opinii, să aibă puncte de vedere, dar aceste puncte de vedere nu pot să le aibă numai atunci când ei au anumite cunoștințe dintr-un domeniu de activitate. Deci spuneți că noi ne facem istoria și materia de istorie o pliem pe cum vor elevii să învețe? Mi se pare grav. Așa trebuie, pentru că noi trebuie să-i atragem pe elevi, fiecare profesor trebuie să-i atragă pe elevi spre disciplina pe care o predă. Fiecare spune că disciplina pe care o predă este cea mai importantă și cea mai importantă disciplină este în funcție de numărul de ore de la clasă. Matematica are 4 dar ore, istoria este o materie destul de importantă, adică da, este important. Viitorul nostru ar trebui să cunoască trecutul. Bineînțeles, nu se pune problema așa, doar Nicolae Bălcescu spunea că istoria este cea din tâi carte a unui neam. Cartea și atunci, dumneavoastră, scuzați întrebarea, de ce mi-ați dat un răspuns care nu a fost tocmai pe placul meu și cred că pe placul multor telespectatori? De ce încercați să politizați programa școlară vis-a-vis de istorie? Programa este făcută de
Ministerul Educației Naționale și mai precis de profesori, de colective, au fost discuții, s-au încercat să se atingă aspectele cele mai importante ale istoriei. Radu, eu cred că aici e o problemă și tu o știi bine, să foarte scurt că așteaptă scăpăm. Telefonul. Hai, te rog să introduci. Introdu-l tu că... Da. Deja telespectatorii noștri îl cunosc pe domnul Daniel, domnul profesor Daniel, nu mai știu numele, am uitat numele. Fonage. Daniel Fonage, scuze, îmi cer scuze, am zbătrân. Daniel Fonage, domnul profesor Daniel Fonage, cel care este director la Școala Generală din Sântimbru și care este prezent aici la acest microfon în fiecare miercuri de la ora 20, parcă, cu președintele Consiliului Județean al Elevilor. De data aceasta, vom are întâlnă. Și dânsul o nemulțumire legată de, exact nu. De este ceea moț, ce se întâmplă moț, cu manualele. Radu, este moțul meu și să vezi moții gândesc mai altfel. Eu să vă spun în această emisiune niște lucruri inedite pe care puțină lume le știe, doar cei care s-au născut în țara moților, modul în care moții au trăit istoria în perioada Imperiului Habsburgic. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră în această seară. Cu mulți, o emisiune, și o emisiune cu doamna doctor Ana Dumitrean, cu domnul inspector Teampău Aviu Ștefan. L-am întrebat, apropo, de unde vine numele de Aviu. Mie îmi place numele de Aviu, nici nu l-am auzit niciodată. Și mi-a spus la telefon că este o combinație religioasă, parcă nu? Da. Între? A fost la un moment dat, în timpul împăratului Liciniu, pe la 300 și ceva, un diacon aviv care provăduia religia creștină, a fost interzis și în cele din urmă a fost omorât. Se sărbătorește în ziua de 15 noiembrie și e puțin adaptată respectiva denumire. Interesant. Da. E un nume frumos, mie îmi place, scurt și la... Suntem 3-4 persoane... cu acest nume din cei 7 miliarde de oameni care trăiesc. Extraordinar! Da. Deci de pe mapa mond sunt 3, asta e o 3, știre. 4, da. Da, asta e o știre. Da. Deci puteți să faceți. Domn profesor, ce părere aveți despre cetatea din Alba Iulia? Noi am mai discutat și înainte, am mărturisit, dar eu să vă completez, nu mi-am permis să abordez primul subiect. Dacă este cazul, voi dezvolta după dumneavoastră, despre frumoșii feciori românești îmbrăcați în haine austriece. Mă bucur de faptul că ați pus pe roate o emisiune cu asemenea subiect. Radu-i vinovat. Și cred că este de foarte mare interes. V-am urmărit cu atenție. Istoria pentru mine și nu numai pentru mine, a trebuit să fie pentru toți românii de mare interes și a trebuit să o păstrăm la suflet în permanență. Nu se mai întâmplă, domnul profesor, din păcate. Eu cred că istoria României, ceea ce vă spun acum, am avut ocazia să o spun și domnului ministru într-o întâlnire, eu cred că istoria României... Domnul ministru al învățământului, numai puțin. Exact, domnul ministru al învățământului. Din ce vă spun eu acum, am spus și dânsul o parte, eu cred că ar trebui repusă istoria României în linia întâi, în procesul de educare și formare a copiilor noștri. Eu am sentimentul că ne fuge istoria de sub picioare și că tinerii noștri cresc fără sentimentul dragostei față de țară și al apartenenței la acest neam. Din păcate, dragii mei, ne-am uitat eroii și neglijăm în a-i mai da exemplu generației actuale de adolescenți. Domn profesor. E timpul să conștientizăm cu toții și să cimentăm în sufletele noastre următorul adevăr. Dacă voievozii și eroii noștri nu s-ar fi gândit la noi, astăzi cu siguranță am fi vorbit altă limbă și am fi avut altă credință. Asta înseamnă democrația, domnul profesor. Da, din păcate. Știi? Cu siguranță cred că ați observat cu toții că avem un stil original în a șterge cu buretele memoria valorilor noastre istorice, ca și cum n-ar fi existat niciodată. Exemplele sunt destule și asta trebuie să ne dea de gândit și să ne doară sufletul pentru asta. Îmi vine în minte cazul proprietarului de mină de la Roșia Montană, Mihăilă Grita, care acum 200 de ani, din aurul descoperit în mina lui, a construit 7 biserici ortodoxe și 7 școli.
pentru românii transilvaneni într-o perioadă în care tăvălugul deznaționalizării românilor din Transilvania părea de nestăvâlit și nu și-a construit palat omul acesta, deși putea să o facă, ci s-a îngrijit de neamul său aflat în grele încercări. Foarte bun exemplu, foarte bun, foarte bun exemplu, domn profesor. Cripta familiei sale, să știți că se află într-o stare de paragină, bravo, abandonată, bravo, total. Iar domnul profesor, trebuie să mă ascultați. Istoria nu spune despre acest român adevărat. Trebuie să mă ascultați că sărim puțin de la Alba Iulia la Roșia Montană. Nu e momentul. Revin, vă rog să mă lăsați că revin și acolo cu exemplele. Să știți că stăm foarte prost cu timpul. Nu avem minute la telefon. Bun, așa că vă rog să vă grăbiți. Alt exemplu de felul în care ne neglijăm istoria este dureros și cu asta mă apropii de încheiere și îl consider, este dureros să vedem acest spectacol sfidător la adresa poporului român prin defilarea ostentativă a soldaților austrieci în cetatea Marii Uniri. Nu știu a cui a fost ideea și ce gând l-a îndemnat, însă asta e o dovadă a necunoașterii istoriei noastre, ori a ignoranței, ori a unei rele intenții pe care nu vreau. Auziți, domn profesor, trebuie să fim puțin realiști și să acceptăm că acești soldați au făcut parte din istoria noastră, din istoria orașului, din istoria cetăților despre care vorbim și din istoria cetăților în care ei defilează. Deci, orică vrem, orică nu vrem, au făcut parte din istorie și reprezintă, sunt reprezentativi, să știți. Vă rog să mă lăsați să-mi închei. Acest soldat, simbol al asupririi românilor din Transilvania, i-au purtat în lanțuri pe Horia și pe Cloșca prin satele transilvane drept atenționare și au tras în roată ca pe niște tâlhari. Eu sunt curios ce vor zice cei care au avut această idee când vor da ochii cu Horia, cu Cloșca și cu Avramiancu în lumea de dincolo. Sunt foarte curios ce da, să știți că vorbim de două părți ale istoriei. Acest soldat nu reprezintă perioada lui Horea, Cloșca și Crișan, ci reprezintă perioada medievală, puțin mai încoace. Deci, facem o mică confuzie, vă înțeleg și vă înțeleg supărarea și să știți că aș fi de acord cu ea, dar să nu încercăm să ducem noi în eroare, să nu încercăm să găsim o scuză din asta pentru a ne răzbuna pe ceilalți. Doamna Dumitrean vrea să completeze și domnia sa puțin. Da, aș vrea să spun că Horea însuși ar fi vrut să fie soldat al Imperiului și de fapt răscoala a pornit tocmai pentru că cineva s-a răzgândit în a-i face și pe moți soldați. Deci armata austriacă a fost o cale conștientizată, clară, precisă și foarte dorită de români de a se ridica exact în această direcție, ca neam. Da, a făcut parte din istoria noastră, orică și vrem, să ne, orică da, vrem. Să ne ierte Dumnezeu, dar între cei care i-au purtat pe Horea, pe unde i-au purtat și i-au tras pe roată, au fost români, au fost și români. N-au vrut, nu zice nimeni asta, dar în calitatea a ceea ce au fost și au reprezentat, ei au executat niște ordine. Problema armatei habsburgice este una, eu zic, emblematică în cetate, pentru că cetatea a fost construită de Habsburgi. A fost un pilon al asupririlor, sunt de acord cu asta, dar era o lume în care așa stăteau lucrurile. Prin Habsburgi ne-am eliberat de turci. Prin Habsburgi am făcut ca nație primul pas spre a deveni efectiv o națiune care să lupte pentru drepturile ei. Și asta s-a întâmplat prin armata habsburgică. Da. Total de acord. De acord că povestea cu soldații care defilează nu a fost suficient de bine gândită. Uniforma pe care o poartă este una spectaculoasă și cred că pe asta s-a mizat și spectaculosul a fost luat în calcul atunci când ei au fost echipați așa. Artisticul despre care vă spun, exact. Și cred că asta a făcut să primeze mai degrabă imaginea soldatului ca austriac decât imaginea soldatului medieval, care de fapt încearcă în continuare să-și găsească locul printre noi și care a fost în bună măsură român. Și când spun asta, să ne aducem aminte că tot în cetatea Marii Uniri se află monumentul Custoța, care este un monument dedicat soldaților români din armata habsburgică, din batalioanele care stăteau în Alba Iulia și care au luptat împotriva democrației și statului italian și în armata habsburgică. Care toată lumea, aș vrea să menționez, toată lumea
cataloghează ca fiind un monument maghiar. Și nu știu de ce se întâmplă lucrul pentru ăsta. Că a fost ridicat într-un moment în care, să zicem, că nu mai există Imperiul Habsburg, există Imperiul, există statul austro-ungar. Dar nu despre asta este vorba, ci că acel stat a ridicat un monument în care pe multe, pe multe rânduri, da, sunt scrise nume românești. Deci, în armată ca în armată, la război ca la război. Vedeți, domnul inspector, lucrurile astea trebuiau scrise în manualele de istorie. Tinerii trebuiau să știe, nu sunt scrise. Și dacă mă lăsați de... și cu asta vreau să închei. Alo, m-auziți? Da, vă auzim. Eu cred că ar trebui să învățăm de la alții cum își respectă și își prețuiesc istoria. Îmi vine în minte acum o imagine, și cu asta cred că voi și încheia, cu soldații greci îmbrăcați în uniforme tradiționale grecești ce defilează în piața Sintagma din centrul Atenei. Să nu uităm că grecii au stat sub stăpânire turcească vreo 400 de ani. Deci cine are urechi de auzit se audă. Haideți să vă mai spun ceva. Al românilor și trebuie să arătăm asta copiilor noștri. Uniforma soldatului român a fost împrumutată de la alte armate. Da. Deci noi încă nu avem ceva cu care să putem ieși într-un monument istoric și să defilăm în așa fel încât să arate frumos. Este corect ce spune domnul profesor și dând de exemplu grecilor, dar grecii aveau ei tradiția lor în momentul ăla, aveau construcțiile lor, aveau... Și au ce comemora. Noi vorbim de ceva ce austro-ungarii au venit și au construit aici. Noi despre asta statul, vorbim. Acest soldat reprezintă cetățile... Statul cu căciula în mână la porțile Europei nu ne aduce progres și nici civilizație. În niciun caz. Și nu este o atitudine sănătoasă pentru neamul ăsta. Eu cred în destinul glorios al românilor și asta trebuie să arătăm copiilor noștri. Cât de măreț a fost acest neam și pentru că a reușit să reziste și să supraviețuiască la confluența marilor imperii. Ce frumos zicea Tucea despre români, o căruță de țărani a ținut în șac marile imperii. Eu cred că dacă, știu, clasa politică nu se implică, haide să ne implicăm noi, să conștientizăm întreaga societate, școala, biserica, mass media, să ne dăm mâna cu toții și să așezăm țara pe drumul său glorios în istorie, așa cum au făcut-o și strămoșii noștri. De acord, domnul profesor, dar trebuie să o facem înțelept, nu cu ură. Nu să ne răzbunăm pe unguri sau pe austrieci sau pe cine ori fi fost ei în perioada aia. Noi trebuie să ne promovăm valorile noastre pe care nu le promovăm. Să deschidem niște răni. Înseamnă să tragem aminte, să tragem niște învățăminte din asta, să nu mai trecem prin greutățile prin care au trecut înaintașii noștri. Și încă o dată spun, statul cu căciula în mână la porțile Europei nu e o atitudine sănătoasă pentru noi. Uitați, nu cred că se mai stă. S-a depășit această situație. Acum se merge pe șantaj. E mai simplu. Deci... Vă mulțumim mult de tot, domnul profesor. Promitem să mai discutăm subiectul ăsta. Cu mare drag, vă urez o seară bună și emisiuni cât mai reușite. Vă mulțumim. Știți, încă o dată vă spun, nu e vorba de ură, e vorba de a trage niște învățăminte din istoria noastră. Cine are urechi de auzit să audă. Doamne ajută și o seară bună la toți. Seara bună. Da, nu e vorba de ură, dar poate fi o scuză. România au o scuză tot timpul împotriva, deci alții au fost ceva de vină. Ce nu ne ia să dăm vina pe unguri. Să continue exact de aici, pentru că vreau să discut mai târziu, dar vreau să vă prezint acum un aspect foarte important. Eu sunt născut în comuna Avram Iancu, bunica mea, Iancu Iulia, a fost ruda cea mai apropiată în viață din neamul lui Iancu. Că Avram Iancu, știți bine, n-a avut urmaș, a avut popa Lepedeu, frate sus și mă rog, pe linia descendentă al lui Alexandru, al lui taică-su. Bun, nu asta e important, că și Iorga a avut un copil nu prea inteligent. Nu mulți, chiar mai mulți. Mai mulți, da, bun, dar se spune că unul nu era bun. Și acum să vă relatez exact cum s-au petrecut lucrurile în Munții Apuseni, pe vremea aia și fii atent, Radu, ca să vezi cum... O să am și eu o completare, că am auzit o poveste, săptămâna asta am avut o întâlnire cu un coleg de-al nostru, Sabin German, care mi-a spus o poveste incredibilă despre Avram. Vezi, poate să leagă și aici. Eu știu foarte multe, pentru că am citit o carte în 1872, tipărită la Grünfeld, Avram Iancu, așa cum au fost, am avut ocazia să o citesc, dar din discuțiile pe care le-am avut cu bunicii mei și am prins-o chiar și pe străbunica.
Ce se întâmplă? La un moment dat, văzând atâtea nemulțumiri în munții Apuseni și atâția feciori, vașnici, Horia, Cloșca, Crișan, Avramiancu, din Imperiul Austro-Ungar, austriece și în speță ungurii, și s-au întrebat, domnule, dar ce să le facem noi la ăștia? Să tot răscoală, tot avem necazuri că tot timpul este scandal și mai ales în munții Apuseni. Și ce credeți că au făcut? S-au dus la Viena și au ales niște prostituate foarte frumoase și acum o să vezi, dragă, de unde vin, fii numai atent aici. Că tu știi, cred că cel mai bine, că tu cunoști Apuseni la fel de bine ca și mine. Au luat niște prostituate frumoase, dar bolnave, de sifilis. Și le-au dus în munții Apuseni și le-au împrăștiat printre feciorii aceia vașnici ca să-i îmbolnăvească. Multe dintre ele s-au aciuat, s-au așezat în satul, unde crezi, Radu? În Horia Petreasa, unde în apropiere de locul unde a căzut avionul, atunci când a căzut avionul, la Petreasa. Cum se numea satul înainte de numele Petreasa, știi? Nu. Pârciu. Deci satul Pârciu din comuna Horia. Ce înseamnă Pârciu, știți? Deci a se pârci, când se spune despre două animale că se pârce, se împerechează. Asta înseamnă. Deci acolo este satul Era Pârciu. Locul de împerechere al... Da. Eu am ajuns acolo, cu Corneliu Olar, cu fostul primar și așa, și am discutat foarte mult și cu oamenii și am zis, de ce îi se spune Pârciu? Mă duc la Pârciu. Păi ce la Pârciu? Păi zice, pentru că aici erau foarte mulți oameni bolnavi de sifilis, mi-au spus și își făceau injecție în burtă. Bun, asta a fost un mod așa de a îmbolnăvi pe moți. Ce au făcut moții? Au încercat oarecum să se răzbune pe unguri, dar nu aveau posibilitatea așa la suprafață, la vedere, pentru că riscau să fie închisă, băgați în temniță imediat. Au dat, și atenție mare, la boi cu care își cărau ei, le-au dat nume de unguri. Iambor, Gabor, Pișta. Și când treceau soldații unguri pe zonă, tă-te dreacu, Pișta, pași, îl pognea. Era un mod de a se răzbuna, de a se, mă rog, îi biciuiau și de a arăta ungurilor, îmi cer scuze pentru dă-te. Și așa, da, își trăiau ura în propriu. Oare când și-o manifestau și soldații n-aveau ce să le facă. Și pe calul fefelegii îl chemea Bator. Nu? Bator. Vedeți? Doar deci că în limba maghiară Bator înseamnă viteaz. Aș vrea să revenim la Alba Iulia, la Marea Unire. Ce ți-a zis de Avramian cu Sabin Gherma? Că sunt curios. Exact, neamurile și părinții îl tratau ca pe un sclav. Nu-i dădeau apă, nu-i dădeau... Lui Avramian cu la adevărat. Nu e este adevărat. Așa, da? Așa este, așa este. A fost o cădere nervoasă... După ce a devenit... După ce s-a terminat 1848, da. Din care el atunci, nu și-a mai revenit după. Și pe care familia n-a înțeles-o. Familia a ținut minte doar că au plătit o grămadă de bani să-l țină în școală, să facă din el om, să așa facă s-a răzbunat pe el ținându-l în laț. Și a fost destul de trist finalul. Foarte trist chiar. Sunt lucruri pe care, vedeți, nu le... Mai bine să nu le știm din manualele de istorie. Nu, e bine să știm, pentru că de ce? Da. Asta se revarsă și în ziua de astăzi deasupra familiilor câteodată. Frații, ura fraților între ei se vede și în zilele noastre. Tocmai din lipsă de educație, să știți. Tocmai din lipsă de educație. Cred că aceasta este până la urmă marea problemă. Și iertați-mă că revin la întrebările pe care le-ați spus domnului inspector apropo de părerea dânsului, care este una, eu zic că foarte corectă, că istoria trebuie predată pe gustul, pe plăcerea copiilor. Eu vă spun acum din experiența mea de fost elev la istorie, singura teză la care am fost prinsă cu pin și am primit nota 1 a fost la istoria. Am urât istoria pentru că am urât-o pe profesoară, cred că a murit între timp, Dumnezeu să odihnească, n-a fost vina ei, dar a făcut din istorie matematică. Ori cam asta istoria reține lumea. Istoria trebuie să fie o știință exactă. Nu, istoria nu este o știință exactă. Aici este problema. De ce vorbim? Istoria are câteva repere temporale pe care e bine să le știm, gen 1918, că nu s-a întâmplat de 7 ori, s-a întâmplat odată. 1600, unirea lui Mihai Viteazul, nu s-a întâmplat decât odată. Întemeierea Romei, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le știm, dar alea sunt doar câteva. În rest, este o dezbatere. Este dezbaterea despre cum s-a ajuns acolo și cum putea fi evitat și cum poate fi evitat în continuare. Istoria trebuie să formeze conștiințe. Nu să bage în cap informații
și atât, între care să nu poți face legătură. Ori, sistemul de învățământ românesc, atâta vreme cât este bazat pe memorare încă, aici este problema pentru care noi ne-am dorit să învățăm istorie, dar descoperim că nu ne place. De acord, dar cum formăm conștiințe vorbind de Cristian Tudor Popescu și de Andreea Esca? Încercând să demonstrăm, eu nu sunt de acord cu prezența lor în manuale, dar dacă este așa ceva acolo și cineva a considerat necesar... Domnul inspector ar trebui să ne răspundă dacă este. Eu, din câte cândva a fost, Andreea Esca, a fost o tentativă. Cu manualul ăla s-a ajuns unde s-a ajuns și acolo a fost o isterie națională. Nu cred că trebuia discutat și disputat în felul respectiv. Mai ales că în acel manual, Andreea Esca nu era prezentată altfel decât ca o formă de exprimare a societății de după Revoluție, care putea să fie și o formă decadentă. Așa nu, sau așa da, dar fiecare optează pentru... România într-o 100 de ani a trecut prin trei mari etape. Al doilea război mondial, comunismul și perioada de după Revoluție. În primul război mondial avem eroi renumiți. În perioada comunismului sunt și în perioada comunismului, de la începutul comunismului până la finele lui, eroi cunoscuți. Să le spunem eroi, sunt neo-eroi. Chiar au fost eroi, deci au câte fost vreme eroi. Au murit, cum au dar murit și au suferit, au fost eroi. Dar în ultimii 27 de ani, vă spun sincer că nu vine în minte decât, sau oricât aș încerca să găsesc un element de coagulare, să spun așa, perioadei a țării, a României, în ultimii 27 de ani, nu găsesc decât un singur element, Nicolae Ceaușescu. Să nu pronunțăm acest nume la fel cum a fost pus numele Andreea Esca în manualul de istorie. Nu, de asta nu, mă refer că nu găsesc decât un element cu care să identific România. Există și alte elemente. Vedeți, dumneavoastră, în lumea de acum, eroismul nu se mai măsoară în forța cu care ieși în piață și strigi. Dar ce înseamnă și... eroismul din punctul meu? Eroismul înseamnă de cele mai multe ori să rămâi undeva necunoscut, în umbră, să muncești până nu mai știi a câta zi ai venit de acasă la servici, ca să faci lucrurile să funcționeze. În condițiile în care sunt atât de multe și de agravante obligațiile la care fiecare este supus. Am găsit o traducere de-a lui Nichifor Crainic. Eroismul este arta de a sluji neamuri prin sacrificarea ta. Atunci așa era. Erau încă romantici. Deci eroism nu înseamnă doar să stai cu sabia în mână. Nu. Eu, profesor. Dar înseamnă să faci ceva pentru... pentru popor. Vedeți, și în momentul acesta și dumneavoastră sunteți un erou. Noi nu prin mai suntem faptul un popor. Că abordați aceste probleme, suntem un popor. Nu ne mai dăm seama atât de bine. Trăim drama globalizării pentru că, mă rog, vrem noi să facem din ea o dramă, deși fiecare beneficiem de pe urma părților ei bune. Lucrurile nu se pot judeca cine a fost erou într-un moment, în momentul respectiv. Se vor cerne. În 50-100 de ani se vor găsi că au fost și eroi și au fost destui. Nu-i cunoaștem, nu-i vedem. Frumos. Ar vrea să revenim la 1918. Am în mână o scrisoare. O scrisoare care a fost publicată de Horea Medeleanu în Aradul Cultural în perioada 1999-2000. Dar în 1999, o scrisoare scrisă de Traian Vuia, adresată avocatului George Dobrin. George Dobrin era la vremea aceea un fruntaș al Partidului Național Român, în partea aia Banatului. A fost întâiul prefect al Lugojului, iar Traian Vuia era cunoscut ca și un om politic. Dânsul a apărut, a reprezentat România la Conferința de Pace de la Paris, a fost cunoscut ca un om politic. Și domnia sa scria despre Marea Unire de la 1918 că nu a fost decât un act teatral. Mă mir, adică nu mă mir pentru că știu textul acum, îmi dau seama că nu era chiar ceva necunoscut pentru mine, deși zona mea de interes științific este mult îndepărtată de anul 1918. Spre deosebire de alții din aceeași branșă, și aici mă refer la cea a aeronauticii, Traian Vuia a avut o altă viziune. N-a fost un act teatral, a fost un act plătit cu sânge.
A fost un act în care, într-adevăr, ceea ce domnul profesor de la Sântimbru a încercat să ne inducă, și anume că trebuie să ne dăm mâna, să fim împreună eroi. Ori în 1918 acest lucru a fost posibil și probabil că a fost cel mai bine reliefat din istoria noastră. Nu a fost câtuși de puțin ușor să știi că într-o vreme în care războiul nu e gata, în care bântuie gripa spaniolă, în care în orice moment, pentru faptul că ești român, puteai să fii împușcat, să vii peste 100.000 de oameni să vii la Alba Iulia doar ca să-i vezi pe cei aleși că își fac datoria. Asta a fost incredibil. Asta n-a fost un act teatral. Să știți că foarte puțin se vorbește despre oamenii politici care au fost în perioada la, în perioada aceea. Sunt la, așa de mulți. De Octavian Goga, de... Bine, el nici n-a fost unul dintre cei mai importanți în momentul acela. Vedeți, dumneavoastră, iar ajungem la părerea copilului care trebuie să învețe istorie. Vorba unuia dintre acești copii, dar deci trebuie să învăț eu despre oameni morți. Atât de mulți și toți morți, nu? Pentru că așa ne putem păstra identitatea națională. Pentru asta e nevoie, și acum iertați-mă că încerc să trag spuza pe turta mea, e nevoie de o foarte strânsă, intensă și aproape săptămânală legătură între școală și muzeu. Și dragostea că, de țară. Asta se clădește. Nu poți inocula pur și simplu dacă ai tu chef sau știi tu că așa e bine. Copilul trebuie convins. Ori copilul nu poate fi convins doar oferindu-i un manual bun. Acel manual s-ar putea să nu fie deschis niciodată. Ducându-l într-un loc în care poate să vadă acele lucruri cu ochii lui, poate să le atingă, poate să dezbată, poate să aibă opinii, poate să aibă chiar și opinii proaste, pentru că încercând să explici că nu e așa, pot să îi formezi acea conștiință și dragoste de țară de care chiar este nevoie. Eu cred că în toată povestea aceasta pe care o trăim de 30 de ani, cea mai mare dragoste de țară s-a inoculat în special celor care nu mai sunt în țară. Și care numai după ce n-au mai fost în țară, au și putut să vadă cât de mult... Și 30 de ani de eroismul nostru. E un eroism. E un eroism și acesta. Pentru cei care au plecat sau pentru cei care au rămas? Și pentru unii și pentru ceilalți. Pentru că noi cei care am rămas, n-am rămas ca să ținem țara. Am rămas pentru că nu ne-am dus, că n-am avut unde sau n-am știut cum să facem să ne fie bine. Eu am rămas pentru că nu pot trece dincolo de Transilvania fără să nu am o problemă, că nu-s acasă. Dar foarte mulți n-au plecat că nu s-au putut adapta. Cei care au plecat însă și care și-au jertfit familiile, doar ca acasă să le fie un pic mai bine, asta nu este puțin. Și într-adevăr, este până la urmă drama fiecărei familii din România în acest moment, pentru că aproape din fiecare familie, inclusiv din familia mea, sunt plecați. Și acasă, dacă ar fi să se întoarcă, întrebarea pe care cred că și-o pune fiecare în momentul în care se gândește să se întoarcă, că se întorc de sărbători, să rămân, ce să fac cu o industrie care este la pământ, cu o industrie din care nu ne putem reveni să o facem rentabilă. Nu știu de ce. Și n-aș da vină pe politicieni. Adică o dăm într-o dramă a nu ne putem sta să ne plângem. Nu ne plângem. Nu ne plângem, dar... Poate că s-a ajuns aici tocmai pentru că ei au plecat, noi nu mai avem forță de muncă, nu mai avem. Nu-i putea opri deci nimic. Putem găsi argumente la tot ceea ce îmi spuneți. Nu știți cât au fost de agresate granițele imediat după 89 ca lumea să plece și cu câte riscuri, că atunci nu era Uniunea Europeană și libertatea de a merge. Speranța că va fi mai bine. Da, tocmai, dar speranța asta face eroi. Asta nu înseamnă un eroism. Înseamnă eroism. Gândiți-vă că au fost oameni care au trecut Dunărea în not numai pentru ca să fie liberi în timpul lui Ceaușescu. Sunt de acord cu ce îmi spuneți. Asta este eroism. Dar mi se pare a fi un act de eroism. Noi vorbim despre acte de eroism care păstrează identitatea națională. Mulți dintre acei oameni, în momentul în care au ajuns în lumea liberă, au luptat pentru România de acasă. Merg dincolo și își înjură țara. Sunt convins că toate pădurile au scături. Din cinci tineri pe care îi vedeți pe stradă, patru își înjură țara. Sunt convins, crede-mă, deși nu mi-o în România, da, în străinătate aici, nu mai e așa. Eu mă refer la ăștia din România. Da, pentru că au ce înjura. De ce? Cum să-ți înjuri țara? Uite așa, că fac o confuzie între țară și realitatea istorică pe care o trăiesc, în care ei săraci nu-și găsesc rostul. Asta e o etapă istorică, domnule. Este o etapă istorică. Una foarte dificilă. Este o etapă istorică faptul că tinerii au ajuns să-și înjure țara? Nu este o soluție, dar deocamdată ridicăm din nume și nu știm răspunsul. Apropo de Alba Iulia și istoria, am făcut un studiu
referitor la ceea ce reprezintă Alba Iulia în manualele de istorie. Vă supărați pe mine, dar o să vă rog să continuăm ideea după o mică nicio pauză problemă, publicitară. Mulțumesc frumos. După care revenim și vom continua. Da. Ai nevoie de bani? Vrei să economisești și să ai acces rapid la economiile tale? CEA Reparângul vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. CEA Reparângul oferă posibilitatea de a crea un cont de economii pentru minori. De asemenea, CEA Reparângul oferă ajutoare nerambursabile în caz de boală sau deces. Vă așteptăm la sediile din Valea Jiului din Petroșani, sediul central vis-a-vis de HP, în spatele Teatrului Dramatic din Petroșani și în cartierul Aeroport. Vă stăm la dispoziție și în orașul Petrila, dar și în municipiul Vulcan. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numerele de telefon 0725 573 432 și 0354 100 202 sau pe pagina de Facebook CEA Reparângul, soluția eficientă pentru fiecare. Noaptea dintre ani este un moment aparte, așa că te invităm să participi și tu la prima ediție a Revelionului organizată la Rusu Grand Ballroom. Locația este încălzită și izolată termic și are o capacitate de 500 de persoane. Dinu Iancu Sălăjanu, hai lume, dragă, șal meu dor, Robert Târnăveanu, dragostea, dragostea la om când vine, nu, și Victorița Lăcătușu vor fi prezenți pentru a crea o atmosferă de neuitat, iar DJ-ul nostru va întreține dansul până în zori. Vom păși în noul an cu artificii și lasere 3D. Meniul nostru va satisface cele mai pretențioase gusturi. Prețul pentru o persoană este de 275 de lei. Fă-ți acum rezervarea la numărul de telefon 0742 087 221 și haide să petrecem împreună! Hotel Rusu, un revelion la înălțime. OptiMed, de 26 de ani, avem grijă de sănătatea ochilor tăi. Doar la OptiMed Petroșani ai tot ce îți trebuie pentru a vedea viața cu alți ochi. Măsurători optometrice, ochelari de corecție optică sau ochelari de soare, lentile de contact, de corecție ori cosmetice și multe alte produse medicale. Vino să vezi ce te-am pregătit vara asta! La noi găsești ochelari de soare de la cele mai cunoscute branduri la prețuri competitive. Ne găsiți în Petroșani, în centrul civic, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 67. Pentru programări și consultații ne puteți contacta la numerele de telefon afișate pe ecran. Da, am revenit.
Deci, români, nu vă mai înjurați țara, iubiți-o. Domnul inspector, v-am întrerupt ideea discutând de noua reformă din istorie. Ideea despre care ne vorbeați. Vroiam să spun despre Alba Iulia și istoria. Am făcut un studiu referitor la cum este abordată problema istoriei orașului Alba Iulia în manualele de istorie de gimnaziu și dați-mi voie să vă spun că niciun oraș din România, inclusiv capitala București, nu se regăsește în manualul de istorie așa cum se regăsește Alba Iulia pe atâtea pagini, începând cu ceea ce a fost Apulumul Dacic până la evenimentele de la 1918. Deci fără nicio problemă, 3-4 pagini. Sunt de acord cu ce îmi spuneți dumneavoastră. Deci, să vă spun, da, într-adevăr, Alba Iulia se găsește în paginile de istorie de pe vremea Bălgradului, de pe vremea Cazonă. E un petec de pământ plin de istorie, Alba Iulia, plin de monumente istorice reale, nu inventate, cum e Monumentul Unirii sau alte monumente. Deci, într-adevăr, Alba Iulia mocnește de istorie. Dar asta nu înseamnă că noi, ca locuitori și ca români, ar trebui să ne limităm la faptul că se vorbește despre cetatea din Alba Iulia, se vorbește despre biserica din Alba Iulia, se vorbește despre statuia lui Mihai Viteazu, se vorbește despre celula lui Horea Cloșca și Crișan, în condițiile în care nu se vorbesc despre oamenii care au făcut istoria. Asta vroiam eu să spun de la început. La asta m-am referit când am spus avem pereți, avem muzee, avem Sala Unirii, dar nu avem oameni care au făcut istorie. În fața Sălii Unirii și în spatele ei sunt 12 niște plus 12 poezi, statui, da, care reprezintă oameni. Auziți? Sunt acolo. Dacă vrem să știm cine sunt, intrăm în muzeu și întrebăm dacă în cartea de istorie nu mai scrie. Nu poate scrie o carte de istorie chiar tot. Nu putem găsi o scuză la tot ceea ce... Dar nu e o scuză, e o realitate. Cred că e o scuză. Nu e deloc o scuză. Nu avem oameni care au făcut istorie pentru Alba. Avem oameni care au făcut istorie pentru Alba Iulia. Nu avem oameni care să iasă în evidență, să aibă curajul în zilele noastre, nu vorbim doar de istorie, și să vorbească cu adevărat despre Alba Iulia. Nu avem oameni care să reprezinte Alba Iulia. Asta e tragic. Eu nu m-aș plânge așa de tare ca dumneavoastră, domnul, să știți. Spuneți-mi mie un om exemplar care merge și reprezintă Alba Iulia cu capul sus. Unu. Dacă pot să vă spun mai mulți, dar nu vreau, da, să dau nume, pentru că nu vreau să mă bată în alți pe care mi-i menționez. Oameni politici. Nu mă refer la oameni politici, mă refer la oameni pe care îi cunosc, cu care am de-a face zilnic și care se străduiesc din răsputeri să facă ceva pentru Alba Iulia. Că nu le iese, că nu le iese atât de repede cum ar trebui, că depășim momente esențiale, cum este cel al centenarului, și noi nu avem Muzeul Național al Unirii restaurat în condițiile în care Ceaușescu l-a făcut în 68. Este o problemă, dar nu este... Nu este o problemă de nerezolvat. Avem un nume celebru. Problema este că nu avem, n-avem ce avem rezolva. Avem gradul 1, dau eu unul, un prieten de-al tău și de-al meu, celebru, mai puțin cunoscut în Alba Iulia, sau cunoscut, dar mult mai bine cunoscut peste hotare. Se numește Daniel Breaz, este rectorul Universității 1 decembrie, doctor, declarat în 2013. Știi că ai fost și tu la emisiune. Da, cel mai bun matematician al lumii. Deci asta nu este puțin lucru. Al lumii. Și acum chiar este plecat într-o comisie internațională unde participe doar 7 doctori. Sunt de acord. Nu-i cunoscut în dreptate, în Alba Iulia. Nu cred că nu-i cunoscut, ca dovadă că a fost ales cu voturi semnificative când a candidat. În Alba Iulia nu este susținut. Da. În Alba Iulia mai dacă sunt ales partidul greșit, celebre, cine mai e sunt sportivi celebri, mai sunt fotbaliști celebri, mai sunt greșit. El este halterofili celebri, dar nu sunt ajutați. Și acum iertați-mă că vă întreb, dar de ce nu faceți mai multă reclamă poezi în jurul lor? Că dacă media nu face, oamenii de pe stradă de unde se află? Decât de la televizor? O parte a media care nu face reclamă. Vedeți. Reorientați-vă și nu, Radu, este ceea ce noi tot discutăm. Aici e o problemă, a punctat foarte bine. Haideți să... Dacă
într-adevăr. Hai să prezentăm jurnalistic vorbind cam cum stau lucrurile. Apropo de oameni celebri, și îl dăm pe Bill Clinton. Știi că noi tot discutăm despre Bill Clinton. Prea puțină lume știe de pe tot mapamondul ce a făcut Bill Clinton, unul dintre oamenii care a reformat America. Dar dacă spui Monica Lewinsky, până în Africa de Sud și în India... Nici măcar o Monica Lewinsky n-avem. Pentru că nu avem. Deci, haideți să nu exagerăm. În momentul în care se ridică vreo unul, vorbim, noi, atenție, vorbim de oameni care există și au făcut lucruri mari pentru Alba Iulia, dar care nu au fost promovați, nu din cauza mea, sau din cauza altor. Acum, ei nu pot ieși în stradă să spună, eu sunt la care am făcut. Da, dar există oameni care se ocupă de aceste aspecte, atenție. Da. Avem celebri, avem cântărești celebri la liceul de artă, da? Avem... Avem, chiar avem, avem artiști incredibil de talentați. Și în momentul în care se ridică, sunt frânte picioarele. Dar cine face asta? Avem un muzeu, avem un liceu al Unirii la care îi punem numele de Regina Maria. Avem lucruri care nu sunt normale. De ce să nu fie normale acum? Dacă ne întrebăm ce a făcut Regina Maria pentru liceul de arte? Păi, pentru liceul de artă, probabil că a făcut mai puțin, dar a făcut pentru oraș. Atunci când cine a hotărât să se numească liceul de arte, de ce n-a ieșit un domn director de la liceul de arte să zică, bă, oamenilor, stați un pic, mă, nu e bine ce faceți. Ce a făcut Regina Maria pentru liceul de arte? Avem oameni cântăreți cunoscuți peste hotare, care lucrează în Filarmonica de la Viena, da? De ce nu am dat numele personajului respectiv și am venit cu o istorie falsă, aruncată de Mircea Hava în față, ca să dea bine pentru ce? Pentru Casa Regală? Acum, cred despre că totuși Casa Regală nu a fost chiar neimplicată în această poveste și când spun asta mă refer la o implicare pozitivă. Pentru liceu e mai bine că poartă numele unui personaj sau unei personalități care este arhicunoscută. E mai ușor de reținut, dar pentru că Regina Maria a fost o persoană care s-a străduit să fie o regina tuturor românilor. De ce nu putem face arhicunoscut un no-name pentru Alba Iulia, dar o persoană cu un brand în Austria? Păi și ce să fac, să-i dau numele la Hollander la liceul de artă? La liceul de muzică Regina Maria din Alba Iulia. Cred că Regina Maria este mai mult decât Hollander. Oricât ar fi Hollander de important și de mare. Și Regina Maria va rămâne tocmai prin simbolul și prin lupta ei pentru unire și pentru Alba Iulia. Dar n-ați înțeles ideea mea. Ba, cred că am înțeles-o. Cred că am înțeles-o foarte bine. Haideți să vedem ce zice un profesor. Este ca în lumea politică. Ținem în față martalogii și pe tinerii capabili. Hollander deocamdată să aștepte acel moment până când nu va comenta nimeni de ce e să fie. Va muri ca să facem erou. Apropo de nume, chiar și directorul Centrului de Cultură Augustin Bena e un personaj puternic pentru artă. Nu sunt un cunoscător al artei, dar nu înțeleg de ce la liceul de muzică și arte plastice spune Regina Mariani să-mi dați în cap. Pentru că acea casă regală pe care ați amintit-o mai înainte, probabil că sprijină prin fundația pe care sunt o are. Sunt curioasă cu ce a sprijinit. Sunt foarte și eu sunt curioasă în acest moment. Să vedem cu ce a sprijinit și o să vă mai invit și o să vedeți cu ce a sprijinit. Cu 30 de buline care le-a dat profesorilor într-o emblemă frumoasă, într-o cutiuță frumoasă cu... catifea pe ea, atât, cu atât a sprijinit Casa Regală, liceul ăla. Cu ce ar fi semănat... Și acolo au fost bani dați de la municipalitate. Credeți. Lucrurile sunt mai complexe. Apropo de nume de liceu, oare e problemă dacă liceul teoretic din Teiuș ar purta numele lui Ion Arion, eroul de lângă Turda, care în timp ce venea spre Alba Iulia... Dumneavoastră sunteți omul care decide asta, eu nu. E o părere personală. Dacă nu e localnic din Teiuș... E un erou al Teiușului. E un erou al Teiușului și după din punctul meu de vedere este o idee care ar veni ca o recunoștință pentru eroul de lângă Turda, care...
n-am mai reușit să participe la Marea Adunare Națională. Și apropo de profesorii care i-am avut, eu am făcut liceul în vremea regimului comunist. O amintesc pe doamna profesoară Ana Marton. În clasa 10-a am făcut Unirea de la 1918 și am terminat materia cu rezoluția de unire. Ne-a dat lucrare în ultima perioadă a anului și când am trecut în clasa a 11-a, din ce credeți că ne-a dat lucrare, cu toate că materia de clasa 11 era cu totul altceva, din rezoluția Marii Unii de la 1918. Deci profesorii care cu adevărat au ținut la istorie au fost profesori și după 1989 și înainte de 1989. De acord. Atunci ce să înțeleg? Că nu mai sunt profesori care țin la istorie? Da, tocmai asta vreau să spun, că sunt profesori de istorie care țin la materie, la disciplină, indiferent de vremuri sau de programa școlară. Și programa școlară trebuie cât de cât respectată. E un program, e o planificare pe care trebuie să o urmăm. Domn profesor, o întrebare tot am vrut să vă adresez, acum cred că e momentul. Cum credeți că și-ar dori elevii să fie predată istoria? Și nu numai, materiile în general, dar istoria în special. Sub formă de un filmuleț ar merge? Sau ce și-ar dori? Ce visează ei tineri? Eu nu-mi dau seama care credeți că ar fi impactul mai mare. Dacă ar vedea, de exemplu, un film Mihai Viteazu, nu știu, un film comentat cu profesorul în clasă, credeți că impactul ar fi mai puternic? Se poate recurge din când în când și la această modalitate de lucru, dar eu zic, iarăși vin în apărarea manualelor de istorie, nu pentru că... Cele noi sau cele vechi? Cele noi, manualele noi. Sunt manuale care nu abundă într-un conținut științific bogat, vin cu activități care îi fac pe copii să îndrăgească istoria, să le pună gândurile în acțiune, să-i facă în așa fel încât să-și pună întrebări despre ce a fost, cum a fost, pentru că, vedeți, noi suntem predispuși să considerăm că este un eveniment important ceea ce trăim, dar peste un oarecare timp acel eveniment poate de cei care trăiesc la momentul respectiv să nu-l considere atât de important așa cum l-am privit noi la momentul respectiv. Există în istorie o problemă care pe mine mă frământă de foarte mult timp și bănuiesc că pe mulți elevi. Am învățat și am studiat foarte mult cât de mare a fost Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar Grigore Ureche spune clar, fostau Ștefan Vodă, omul mare de statul mâniosul și de grabul vărsătoriu de sânge nevinovatul. Omora fără județul. Păi, ce să mai credem? Și nu mai vorbim de copiii pe care i-a lăsat în urmă. Care, domn profesor, care e istoria adevărată? Ștefan cel Mare și Sfânt, care a făcut vreo 40 ceva de copii. De biserici. Și biserici, dar și biserici. Copii n-au avut 40. Biserici au avut. Nu. Da, sunt totuși exagerat. Care omora fără județul. Omul mare de statul și mâniosul de grabul vărsătoriu de sânge nevinovatul. Așa spune. Aș vrea să revenim la ale noastre. Alba Iulia 1918-2018. Cum vedeți centenarul, doamna Dumitran? 2018 fără 100, spunea un copilaș când l-am întrebat, vizită în muzeu, ce înțelege el prin centenar. 1918 a fost un moment de foarte mare entuziasm. A fost? A fost. Realmente a fost un moment de foarte mare entuziasm. Dar 2018? 2018 probabil va fi un moment de destul de mare isterie. De ce spuneți asta? Bună, îmi place asta. Pentru că așa simt eu că s-au conturat lucrurile în acest an, care, fiind premergător, era esențial, în care trebuia constituit un program de sărbătorire și nu s-a făcut nimic concret. S-au dat tot felul de directive să trimitem propuneri și așa, și când am trimis propunerile, nimeni nu le-a băgat în seamă.
Nimeni nu știe, de fapt, ce va face efectiv important, ca instituție vorbesc, în anul viitor pentru a comemora Unirea. Ori suntem totuși la 100 de ani de existență acestui stat. Suntem un stat foarte tânăr. Știți ce aș vrea? Incredibil de tânăr. Să încercăm să manipulăm albaiulienii în sensul bun, nu în sensul evident. Rău. Să-i scoatem noi în stradă și românii, de asemenea, să-i scoatem noi în stradă, să le dea o lecție acestor românii oameni vor care își bat și vor veni la suta asta de ani. Să știu. Problema este își ce vor vedea. Cu cea mai mare nerușinare și își etalează forțele de buni manageri, de buni vorbitori, de buni pentru a... De la ei mă refer, da. Politicieni. Dar nu sunt politice, nu sunt nu, decât o gașcă de... Nu știu, fiecare își asumă, că e din partidul X, Y, da, își asumă a... ce? Pentru a lua niște decizii e nevoie să faci la nivel de guvern o comisie specială, mi se pare aberant, să știți. Măcar dacă aberant. Era lăsată în pace să-și facă treaba. Dar specialiști, nu trebuie să fie specialiști care se ocupe. Au fost și specialiști. Doar că rost. Tocmai când trebuiau să ia decizii au fost desfințați. Adică mai mulți bani o să se strice acolo decât ce se va da la Alba Iulia. Se vor da bani de monumente Alba Iulia și aici, pentru prima dată, fără să vreau să știți că îi dau dreptate domnului primar, a încercat să facă niște proiecte și guvernul și, mă rog, cine ia, îi bagă strâmbe și Alba Iulia nu va ieși ce se vrea a fi. Acum, eu știu numai câte strâmbe am primit noi pentru restaurarea Sălii Unirii, care ar fi putut începe acum 3 ani. Sunteți o mână de oameni acolo. Nu aveți forța de a vă lupta cu ei. Degeaba le cereți, că nu vă bagă nimeni în seamă. Cam asta s-a și întâmplat. Deși am fost sprijiniți 100% de Consiliul Județean și vor aloca banii, credeți că Sala Unirii se mai poate restaura în momentul? Da, banii sunt alocați, deci sala se va restaura într-un fel sau altul, doar da, pentru un timp extrem de scurt. Va fi gata? Va fi gata. Sau va fi gata ca și cărămizile puse de Sabău în cetate care la prima ploaie s-au dus? Butaforie. Asta înseamnă butaforie. Asta înseamnă să muncești într-un ritm și alert. Suntem de acord să facem asta. Asta înseamnă 100 de ani de istorie, domnul inspector. Apropo de anul viitor. Să colorăm frumos pereții înseamnă 100 de ani de istorie. Butaforie. Se pune problema să fie canonizat și Mihai Viteazu, 9 august. Anul când, ziua în care capul i-a fost tăiat, să fie sărbătoare religioasă cu cruce neagră, așa cum 16 august este sărbătorit Constantin Brâncoveanu sau la 2 iulie este sărbătorit păi da, Ștefan da, cel Mare. Nu are treabă cu Alba Iulia, pentru că Mihai Viteazul a fost omorât la Turda. N-are da, legătură, dar se spune că a fost înmormântat în Alba Iulia. E o discuție da. Și cu intrarea în Alba Iulia, da. Dacă vrei poți să o discutăm. Ar vrea să continuăm punctul de vedere. Ce era un războinic care intra da, dar a preferat să lupte cu ai lui. Dați-mi voie, aș vrea să continuăm cu punctul dumneavoastră de vedere. Cum vedeți 2018 la Alba Iulia? Eu pentru anul 2018 am o mare problemă. În prima parte a anului se va desfășura Olimpiada Națională la Alba Iulia. Implică un efort, da, deosebit, din toate punctele de vedere. De ce? Ar trebui să vedeți dacă aveți destui profesori de istorie calificați care se puteți pune să verifice lucrările elevilor sau de ce va fi un efort? De ce? Gândiți-vă că va trebui să fie cazați în un număr de 400 aduceți, de persoane. O aduceți pe doamna Dumitrean și va certa pe toți, să știți. Cum vedeți 2018 din punct de vedere al sărbătoririi centenarului? Va fi o sărbătoare începând cu 1 ianuarie până la 31 decembrie. Așa ar trebui să fie. Așa va trebui și așa se pare că va fi cel puțin păi cum, teoretic. Păi există un program. Bine, există un program pentru așa ceva. Se constituie din mers. Românii știu să se bucure și să sărbătorească. De asta va trebui să facem un apel la români și la albaiulieni să se bucure fără autorități, pentru că autoritățile nu au valoare în importanța acestor evenimente. Am mai spus, îmi aduc aminte când
2007 a fost anul în care Sibiu a fost capitală culturală europeană, deci din, exact cum spuneți dumneavoastră, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie în Sibiu ăla s-a muncit din toate punctele de vedere. Pe de o parte se asfalta, pe alta se jucau piese de teatru, deci a fost un eveniment de-a lungul întregului an, n-a fost o zi să nu se țină un eveniment. Dar asta au fost gândite înainte, puse bine, pentru că lucrurile au decurs atât de perfect încât nimeni nu știu ce se întâmplă. Dar nimeni la Alba Iulia nu vorbește despre un program al manifestărilor anului centenarului, anului dedicat centenarului. Vorbește doar de câteva zile înainte de 1 decembrie și după 1 decembrie nu mai contează, din punctul unora de vedere. Probabil că se lucrează, dar deocamdată sunt la sertar și la momentul potrivit vor fi scoase. Dar eu, din câte am constatat, și medici, și avocații, și geografii, și toate categoriile profesionale, veteranii, toți încearcă să facă activități, chiar dacă au sau de a face mai mult sau mai puțin cu istoria, vor să se implice, vor să facă. Acum nu știu dacă și posibilitățile financiare le permit. Este o sărbătoare a României. România are 100 de ani. Asta reprezintă centenarul, nu neapărat istoria. Nu trebuie să știi istoria, să te bucuri. Bineînțeles, de nu se pune problema. Deci sunteți pozitiv, exact, în ceea ce privește derularea activității, da. Eu abia aștept isteria și mă bucur că doamna Ana Dumitrean a spus că va fi o isterie. Va fi, sunt de acord cu dânsa. Da. Va fi o isterie. Să fie o isterie pozitivă. De ce? De ce zici că va fi isterie? Isterie pozitivă? Da. Adică eu am încercat chiar să spun înainte, nu există nimic organizat. Da, credeți că trebuie neapărat, adică e adevărat că spre asta tindem, dar ceea ce ne caracterizează pe noi români este în primul rând dezorganizarea. Noi facem tot în ultima secundă și facem bine. Cum zice Avram Iancu, no hai. Sunteți optimiști. No gata, no hai. Stați să vă spun, dacă vine un grup de turiști la Alba Iulia în momentul ăsta, cu tot respectul, îl plimbăm 2 ore prin șanțurile cetății, 2 ore prin muzeu și sala Unirii, 2 ore îl mai ducem și la traseul celor 3 fortificații, asta cu condiția ca domnul Sabău să aibă chef de lucru. Așa. Și să nu fie supărat și să închidă. O să vedem și garda cu aceeași condiție ca domnului Sabău să nu-i fie greață în ziua respectivă. Vom trece prin porțile cetății, asta cu o condiție să nu fie rupte podurile. Vom veni și la Muzeicon. Pentru că trebuie să veniți, pentru că și va fi un eveniment. Care vine la Alba Iulia, că nu mai are. Dar ce să mai deja facă. Din, avem o problemă. Din orele pe care le-ați socotit, i-ați umplut păi ziua. Sunt 4 ore, pentru că deja sunt 6. Traseul celor 3 fortificații și porțile cetății sunt în incertitudine. Adică nu știm dacă... De ce zici? Păi porțile sunt la vedere. Porțile mai sunt la vedere, peste... dar trebuie strecute. Dar 4 ore aici care depinde greața, am înțeles, al lui Sabău, greața și buna dispoziție. Deci porțile sunt în drum, poți să treci și fără... De ce se face greață? Că n-am înțeles. Nu, că... probabil mai are câte o atitudine neplăcută în ziua respectivă și traseul celor 3 fortificații, care este un punct important al... Sunt zile. Este un punct foarte important al istoriei. Ai participat? Cum? Ai participat sau ai asistat? Nu, că eu sunt chiar curios. Nu, aș vrea să deschid subiectul ăsta. Da, sunt zile în care traseul celor 3 fortificații este închis. Și că nu vrea el așa de... Probabil are vreun baștan o zi de naștere sau... Nu înțeleg fenomenul. Dar el, Sabău, el dirigează sau el aprobă sau nu înțeleg. Cineva... Eu am înțeles că se ocupe de renovare, dar chiar se ocupă și de... Să vă spună doamna Dumitrean, că știe mai bine ca mine. Da, doamna Dumitrean. Nu știu mai bine, nu e o grada mea și... Păi nu, dar el... Nu cred că e o bradă privată. Da, în care se întâmplă lucrurile chef, după alte dacă reguli. Dacă omul are chef să-l deranjezi, îl deranjezi, dacă nu are chef, nu-l deranjezi. Și nu iasă gard dacă nu vrea să avă, acum aveți cinstit. Garda iese, nu, e vorba de intrarea în traseul celor 3 fortificații, care este altceva decât traseul porților. Deci, e mai privat și mai cu hotel și cu, mă rog. Da, și cu vestigiile, totuși cele romane și medievale, poarta Sfântul Gheorghe. Sub formă de sticlă, am înțeles. Vestigi acolo pe stânga, cum se intră?
Păi nu știu hotel, dacă în am pus... În restaurantul la parter, nu? Acolo sunt niște sticle din alea variate, de la începând cu toate tipurile vedeți de băutură. Vedeți cât de des am fost pe acolo, apropo de ce păi spune cum domnul. Nu știu? Vedeți că nu așa, așa, de ce m-am dus așa de des ca să... Nu știți expoziția de sticle? Le știu pe altele, mi-ajung alea. Nu e vorba de asta. Până la urmă, într-adevăr, ce se întâmplă în Alba Iulia este un pic prea puțin pentru ceea ce turiștii și-ar dori să aibă. Eu zic aibă. Că este multă invidie, da, aici între noi, este problema cu capra vecinului. Eu tot timpul repet că Iisus Hristos n-a făcut rău la nimeni și l-au bătut în cuie, da? L-au bătut în cuie. Dar nu vorbim de capra vecinului. Nu, doamna Dumitrean începuse o idee foarte frumoasă pe care a întrerupt-o. Alba Iulia oferă prea puțin și asta este realitatea. Noi vindem iluzii. Nu vindem neapărat iluzii. Eu cred că fiecare instituție și-a gândit deja un program pe care... Îl țin secret. Deocamdată trebuie să-l țin în secret pentru că organizarea fiecărui eveniment din cele pe care cel puțin le știu eu presupune foarte mult timp, efort și corespondență. Și ar fi prematur să vorbești despre ceva care urmează să se întâmple la un anumit nivel și de fapt când o să se întâmple tu nu o să-i poți asigura acel nivel pentru că n-ai fost în stare să iei, să contactezi persoanele cele mai adecvate. Deci se muncește la asta și eu zic că dacă acele lucruri despre care eu am știință vor reuși să aibă amploarea care este gândită acum, nu o să regrete nimeni că a venit la Alba Iulia. Pe de altă parte, cum și domnul inspector preciza, fiecare instituție va face ceva, va fi un eveniment. Sunt toate festivalurile care se organizează în Alba și care nu sunt puțin lucru și nu mă refer la festivalul berii, că bere toată lumea bea cu orice ocazie și foarte bine, așa și trebuie. Până la urmă, aniversarea a 10 ani de la Unire în 1929 a rămas în amintirea Alba Iulienilor ca vremea când au băut și au gătit boila la Proțap pentru cei care veneau de la sute de kilometri și trebuiau hrăniți și evident au fost hrăniți pe cheltuiala Alba Iulienilor. Dar a fost o zi de sărbătoare pe care toată lumea a vrut să o retrăiască și pe care nici măcar comunismul nu a reușit să o inhibe, pentru că din câte am auzit, eu nu sunt Alba Iuliancă și pe vremea aia n-am fost în Alba Iulia, dar la 1 decembrie în fiecare an, oamenii veneau cu miile la Alba Iulia, numai de dragul de a veni la Alba Iulia, numai pentru că așa se întâmplă. La 1 decembrie te duci la Alba Iulia, cel puțin aici doamna în zonă. Doamna Dumitrean, din păcate, trăim vremuri în care politicienii noștri sunt mult mai interesați de ziua Statelor Unite ale Americii și de sărbătoarea de la ambasada Statelor Unite ale Americii decât de a sărbători 100 de ani de istorie a țării noastre. Vedeți dumneavoastră, din puținele mele cunoștințe de istorie contemporană câte au mai rămas de când am absolvit facultatea, politicienii noștri niciodată nu au fost la înălțime. Totuși România a mers mai departe și n-a mers întotdeauna rău. Până la urmă depinde de fiecare dintre noi să ne facem treaba și cred că foarte mulți români își fac treaba. Vedeți? Nu țara este de vină că noi o ducem greu și că oamenii de care spuneați dumneavoastră au trebuit să plece la urma urmei. Au trebuit nu să țara plece. Este de vină că se întâmplă lucruri și tocmai oamenii care o conduc. Împotriva lor ar trebui să ne îndreptăm toți. Atenția! Nu să ne ridicăm împotriva lor, deși am putea să o facem. Și să facem ce? Să-i schimbăm cu alții pe care după 6 luni să ne ridicăm și împotriva lor, că o să ne dezamăgească inevitabil. Să învățăm să-și iubească țara, dumneavoastră, istoricii ar trebui să vă ridicați. Ce poate să facă, până la urmă, nu știu dacă suntem 500 de toți în toată România. De foarte puține ori găsim invitații adecvați pentru emisiunile pe care le facem. De exemplu, dumneavoastră sunteți niște invitați, amândoi, adecvați pe subiectul nostru. Să vă întreb ceva indiscret. De ce nu ne-ați chemat până acum? Nu a fost emisiune. Suntem, e o televiziune nouă. Sau de câte ori o să ne mai chemați de acum încolo? E un post de televiziune nouă. Și atunci o să aveți răspunsul la întrebare. Spre bucuria noastră că ați ales să fiți alături de noi și ați fost de acord să fiți alături de noi. Dar sunt profesori cărora este frică să vorbească despre problemele pe care le au la școală. Sunt doctori cărora este frică să vină să vorbească despre problemele pe care le întâmpină în spitale. Sunt funcționari publici
cu care se șterg șefii de instituții la fund, scuzați expresia, cărora le este frică să vină să vorbească despre realitățile pe care le întâmpină. Așa nu putem da exemple de istorie, din păcate. Așa nu putem ieși niciodată în fața unui tânăr să-i spunem, băi, băiatule, nu mai înjura țara asta, iubește-ți-o. Nu vom putea, pentru că nu avem capacitatea să o facem. Nici măcar cea intelectuală, nici cea spirituală. Și dacă dumneavoastră, ca profesor de istorie, nu încercați să-i dați tânărului elanul ăla de istorie prin care să fie mândru cu Horea, cu Cloșca, cu Avram Iancu, cu cine o fi, cu Alba Iulia, atunci noi ca ziariști nici atâta nu avem. Da, doar că pe dumneavoastră vă ascultă mai mult decât pe noi, profesor. Scris de un istoric, să știți, sau de un jurnalist, să știți că nu am văzut despre Alba Iulia. Un articol frumos. Sunt 5-6 jurnaliști care scriu scrieri din astea, așa, pentru concursuri organizate de ADR și de KKR și de MMR, ca să-i laude șefii de instituție și să le dea premiul câte un pic sau câte o mapă. Dar ei scriu pentru premiul ăla, nu scriu pentru Alba Iulia. Nu fac ceva cu adevărat pentru Alba Iulia și fiecare în sinea lui o face pentru propria persoană și probabil câteodată pentru instituția pe care o reprezintă. Să știți că eu sunt cel mai bun exemplu să vă contrazic. Pentru că de 3 ani ați făcut ceva suntem pentru Alba Iulia. O echipă asta incredibil de unită. Și două excepții. Da, care facem ceva. Da, asta am spus înainte că rămâne să vedem excepții. Cât va conta. Nu e vorba de cât suntem noi de excepții. Vedeți, aici intervine rolul dumneavoastră eroic esențial. Eroic. Chiar eroic. Pentru că degeaba ai un eveniment, o instituție care își face treaba, pentru că nu ai capacitatea să te faci văzut dacă nu ești ajutat de media. Asta este esențial. Ori atâta vreme cât în ziar e mult mai important să scrii câte accidente au fost, la câți li s-a luat carnetul că au condus beți, știu eu câte găini au fost violate, nu știu pe unde, și știrile tale de cultură sunt undeva pe pagina 7 pe care nu mai ajunge nimeni, asta este o altfel de politică. O întrebare scurtă și pentru tine, te rog frumos, că mai avem câteva minute, o să vezi că e foarte importantă. Și vreau să-mi răspundeți așa foarte succint și scurt. Unde ar fi România dacă poporul acesta român ar fi fost ortodox, ar fi fost catolic sub tutela papei? O întrebare, eu am avut mai multe discuții cu oamenii care mi-au spus, domnule, dacă erați sub catolicism, era sub papa, civilizația pătrundea mult mai repede în România. Nu știu dacă e adevărat, eu sunt ortodox, ca să nu fie discuții. Vă rog. Nu se schimba nimic. E o problemă efectiv de poziționare geografică. N-aveam de ales. Nici să fim catolici, nici să fi schimbat catolicismul sau altă chestie. Dacă nu am fi trecut la catolicism, am fi avut o civilizație? E sigur că o vreme am fost catolici fără să știm. Și nu mă refer la Biserica Greco-Catolică, mă refer la vremurile de dinainte de întemeierea voievodatelor. Domn profesor? Mă abțin să intru în controverse. Probabil că era mai bine, probabil. Poate eram mai apropiat și de Occident. Poate că Orientul era undeva lăsat în urmă, dar toate sunt sub semnul probabilității. Radu, tu ce zici? Eu zic că din toată istoria românilor, românii au apărat și au ales să lupte pentru Dumnezeu, pentru ortodoxie. Au fost 3 mari puteri în Europa, da? Stambulul, Vaticanul și mai încoace Biserica Ortodoxă, condusă de la din Rusia. Eu plin să românii nu existau ca și nație dacă nu erau ortodoxi și credincioși și nu aveau religia care o au. Care o fie, cum a spus doamna Dumitran, cândva am fost noi și catolici. Dar România s-a remarcat prin lupta asta și a ales să lupte pentru ortodoxie. Altfel, eram probabil musulmani sau... Exemplul Poloniei, eu zic că este elocvent. Asta nu i-a scăpat nici de comunism, nici de... 90% dintre ei sunt catolici declarați. 90%.
Da, și restul sunt ortodoxi practicanți. Deci, practic, tot atât de bine este și pentru unii și pentru ceilalți. Problema este că atunci când ești în calea unor situații istorice inevitabile, cum a asta fost expansiunea României, pentru asta s-au bătut, nu neapărat fizic pentru terenuri. Mihai Viteazu, să nu vină Stambulul înspre noi, nu să ne ocupe neapărat și să nu ne conducă Semiluna. Semiluna nu însemna sultanul. Semiluna însemna... A cucerit conștient că va uni, a vrut să unească cele trei țări sau pentru că, așa cum spun unii istorici, avea o halebardă și o putere, o forță fantastică și când intra în luptă, rădea tot, distrugea tot. Istoria spune că a vrut să unească. Da? Și el, dacă îl lăsau, nu o tăia încolo spre Ungaria. De ce crezi că l-au decapitat? O părere. Venea dinspre Ungaria. De-aia l-au decapitat. Mihai Viteazul este un mit, este o legendă și, în general, noi evităm să ne legăm de mituri, de legende și să le lăsăm așa cum le știm. Da, doar că miturile alea și legendele au fost... Adevărul că Mihai Viteazul n-a fost iubit. Deci acesta este adevărul. N-a fost iubit de țărani, de popor. De țărani, da. Da, pentru că... I-a luat de la terenul, nu, le-a promis documente, acte legat, pe terenul. A fost legarea de glie, de robie. Da. Sunt lucruri care ar trebui să le cunoaștem încă și noi, pentru că, spre rușinea noastră, nu le cunoaștem. Nu le cunoaștem... Din aici nu putem da vina pe programa școlară, pentru că pe vremea aceea nu era... Era istoria făcută pentru că așa trebuia să o cunoaștem cum era. Din păcate astea... Dacă e să concluzionăm, Radule, știi bine că România este remarcată și a devenit cunoscută, istoric vorbind, prin Vlad Țepeș. Într-un scurt reportaj pe care l-am făcut pe străzile din New York, am întrebat 10 newyorkezi unde ați auzit de România. S-au uitat la mine, birați toți. Europa, au știut vreo 7 sau 8 din 10. Unde este Europa? Nu interesează pe americani. Dar când am spus Dracula, când am spus Vlad Țepeș, toți râdeau și au spus, Transilvania, asta e. Deci asta a rămas din România. România este reprezentată prin Țepeș, tot printr-o... Datorită unui roman de succes. Nici măcar mit. Un roman de succes și asta e. Păi da, dar de ce? De ce se întâmplă lucrurile astea? Păi pentru că asta vreau omenire. România poate fi remarcată începând cu anul viitor prin marea sărbătoare a centenarului de la Alba Iulia. Eu sper să fie o mare pentru isterie. Pentru că la Alba Iulia sper s-a scris istorie. Abia aștept să fie o mare isterie aici. Pe cuvânt, îmi doresc o mare isterie. Poate fi o isterie bună, cum pozitivă, a spus doamna Dumitran. Corect, dar... pozitivă. Eu știu ce fac românii la... Abia aștept să... Joacă Hora Unirii. Și bine. Isteria pozitivă. Românii le place să sărbătorească. Întâmplător am studiat perioada 1938-1940, regimul carlist. Regele Carol, să spunem așa, avea o boală, îi plăcea manifestările culturale-artistice. La momentul respectiv, Alba Iulia era reședința Ținutului Mureș, cuprindea undeva 11 județe, e adevărat mai mici, și la 1 decembrie 1939 au fost obligați românii din tot Ținutul să participe la manifestările de la Alba Iulia. Au venit gratis cu trenul, au participat la activitățile culturale, artistice, la masa care a fost servită. Deci nu se pune problema să nu existe mulțime, să umple platoul romanilor de cât oameni. Cât a mai rămas din el. Da. Când e vorba de mâncare. Cum se va organiza, vom vedea la momentul. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de noi mulțumesc în această seară. Sper să nu luați în nume de rău modul în care am abordat subiectele din seara asta. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi în această seară. Aș vrea să închei, nu în ultimul rând, aș vrea să vă informez faptul că Televiziunea Capital TV a făcut toate demersurile și face în continuare toate demersurile ca postul Capital TV să fie introdus în grila de programe și a colegilor de la DigiTV, pe care îi rugăm de asemenea public să ne ajute cu aceste demersuri. Aș vrea să mulțumesc colegului meu Călin Magda, pentru că ne-a pus la dispoziție acest filmuleț care a rulat toată seara pe televizorul din spatele meu și încă o dată să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. O seară deosebită! Mulțumesc!
Yeah.